Suntem în sferturile de finală, oricum este premieră istorică pentru PAOK, așa cum am menționat și mai devreme, oricum este o performanță extraordinară pentru o echipă grecească. Jucăm contra lui Marsilia, echipa în acest moment pe locul 2 în Franța, o calitate extraordinară, individuală, un antrenor renumit. Nu va fi simplu deloc, dar suntem la acel moment în care simțim că atunci când ne dorim foarte mult ceva și ne batem pentru acel lucru cu tot sufletul, cu toată forța, cu toate energiile pe care le avem, orice este posibil. Va fi o înfruntare în care avem numai de câștigat. Vom intra pe teren și ne vom lupta dând absolut totul. Aceste 10 puncte pentru voi par a fi probabil foarte multe și sunt foarte multe, dar noi le privim la acest moment ca pe un aspect pozitiv, pentru că practic punctele, diferența mare de puncte a fost chiar mai mare și a fost legată de început. Începutul, așa cum spuneam, totdeauna este complicat, lucrurile nu sunt așezate, idei noi, jucători noi, înțelegerea calităților jucătorilor, înțelegerea sistemului de joc, sunt mult prea multe, educația mentală, educația de joc, disciplina de joc, toate necesită timp. Pot spune că începând cu returul, de la prima etapă din retur și până la aceste două meciuri de play-off, deci sunt 15 meciuri, noi am recuperat puncte și am făcut 4 puncte mai mult decât Olympiacos. Aici trebuie noi să ne focalizăm și mai departe să fim foarte atenți la fiecare meci, pentru că este o echipă care crește. Acesta este primul an. Așa cum spuneam, este un an de tranziție în care deja am obținut multe, foarte multe pentru PAOK și poate este unul dintre cei mai buni ani din istoria PAOK-ului.